Vă salut fraților și la mulți ani! Fără să vrem, uitați că intrăm într-un an nou, 2024, dar cu exact aceleași lucruri urâte pe care le-am lăsat, pe care credeam că le-am lăsat în urmă în 2023. Suntem așadar în 2024, dar din păcate, mizerabilii din presa română continuă să minte și nu doar că continuă să minte, dar continuă să facă propagandă pentru FCFCSB astăzi sau ieri, nu îmi dau seama, nu mi-am dat seama, cred că ieri la o emisiune la B1 TV, Gigi Becali a făcut câteva declarații mincinoase, iar astăzi presa în ghilimele a preluat toate aceste declarații mincinoase și le-a publicat uh, pentru a face practic un nou atac la adresa clubului Steaua. E bine, E urât că sunt declarații mincinoase, dar lucru cel mai urât este că aceste declarații pot fi verificate foarte ușor, aceste declarații făcute de Gigi Becali și oricine poate să vadă că ele sunt mincinoase. Astfel, eu cred că presa, din nou, în ghilimele, ar fi trebuit ca pe lângă publicarea declarațiilor lui Becali să fi făcut puțină muncă de informare și să fi prezentat și adevărul, să fi prezentat și dovezile care arată că Gigi Becali cam minte. Nu e nicio problemă, dacă nu fac ei, face steaua liberă pentru că așa a fost mereu. Așa că hai să nu ne mai lungim, hai să citim chiar acum declarațiile lui Gigi Becali. El a zis așa la nu știu ce emisiune, selectiv cred că se numește de la B1 TV, o emisiune care și aceea a fost făcută ca să atace uh, tot clubul Steaua, zice, uh, spunea unul din tit dintre titlurile emisiunii Steaua Armatei ne arde la buzunare. Nu vă arde, stați liniștiți că nu steaua va arde. Și, în primul rând, că nu vorbim despre Steaua Armatei. Steaua București este una singură, nu este a Armatei, este a României. Da? Uh, și folosirea acestei expresii Steaua Armatei este doar o altă dovadă de propagandă FCSB, dar acum trecem peste asta pentru că nu are rost să ne și, și chiar să ne uităm la declarațiile date de Becali. El zice așa, eu nu consider că sunt într-o luptă, aici nu e o luptă, e o escrocherie, e o înșelăciune a statului român. Prima frază, prim, de fapt nu, primul paragraf, prima, primul punct în care Moderatorul emisiunii ar fi trebuit să spună care este înșelăciunea domnule Becali și uh, de ce nu faceți plângere la poliție sau la DNA, dacă chiar simțiți că cineva din, de, din conducerea statului român, că până la urmă nu statul îi face ceva lui becali ci cei care conduc acest stat. Da? Să fim cât se poate de uh, corecți în exprimare. Trebuia moderatorul să întrebe cine, domnule Becali de la. Uh, conducerea acestui stat, încearcă să vă înșele pe dumneavoastră, încearcă să vă, vă, vă facă rău. Da, bineînțeles, nimeni nu pune această întrebare, pentru că știm cu toții că nu există aceste persoane. Gigi Becali a avut parte doar de ajutoare din partea celor care conduc statul român, cum, cum s-a și văzut cu exemplul Ciolacu și tot ce s-a întâmplat anul trecut. Da, hai să, să ne oprim aici și să mergem mai departe cu declarațiile lui Becali, pentru că acum vin păr părțile frumoase. Zice așa Becali că dacă vorbiți de o instituție, atunci e statul român care statul român acum 23 de ani a zis în ghilimele UEFA nu, mai, nu mă, UEFA nu mai pot face fotbal profesionist ca atare, armata de atunci a dat, toate, a dat toate la o asociație de fotbal, adică o asociație non-profit, adică o fundație. Îmi cer scuze pentru exprimarea greoaie, dar așa au scris acești în ghilimele ziariști, textul, lucrurile spuse de Becali și dați-mi voie să vă spun: Becali s-a exprimat mult mai corect când a spus lucrurile acestea, pentru că am ascultat înregistrarea, decât se exprimă acești oameni în scris. A, au scris oribil. Foarte greu de înțeles, dar nu asta contează acum. Ideea este că Gigi Becali își pornește atacul cu o minciună cum că UEFA nu-i mai lăsa statul român să facă fotbal profesionist. Știm că acest lucru este o minciună. Există o comunicare oficială venită din partea UEFA, un mail trimis către ProSport în care cei de la UEFA au negat că ar avea ceva împotriva cluburilor de deținute de stat și în care au spus foarte clar că ele nu se opun ca cluburile, că, că ea nu se opune ca uh, cluburile deținute de stat să participe în competiții UEFA. Așadar, această poveste, minciună, că nici nu putem să spunem, această minciună este din nou repetată, vedem cum este din nou repetată, minciuna cu uh, memoriul sau uh, scrisoarea venită de la UEFA, prin care UEFA cerea ca clubul Steaua să se privatizeze. Nu a existat niciodată Așa ceva și am văzut din nou acum, uh, recent că nu există, din nou prin uh, mailul trimis de UEFA către ProSport, dar chiar și așa presa din România, printre care și ProSport, nu s-a oprit. Sau nici nu știu dacă ProSport a, a publicat uh, declarațiile lui Becali, cred că le-a publicat. Uh, în fine, nimeni nu a venit să spună, „E, Gigi Becali a greșit puțin aici pentru că nu a existat această uh, acest ordin de la UEFA, cum că uh, statul nu mai poate face fotbal. Mergem mai departe pe care și armata de atunci a dat toate la o asociație de fotbal. Să vedem ce a dat. Acest toate nu ne spune absolut nimic. Ce înseamnă acest toate? Adică o asociație non-profit, adică o fundație zici, Gigi Becali. Ok, păstrăm asta pe mai încolo, dar să ne întoarcem la, la expresia asta a dat toate la o asociație de fotbal. Ce, ce, ce reprezintă acest toate? Ce înseamnă acest toate? Pentru că nu merge așa. O exprimare vagă a lui Becali, vagă intenționat, tocmai ca să inducă oamenii în eroare, știm foarte bine pentru că am văzut uh, acele hotărâri și acele acte semnate. Uh, ordinul M21 din 99 am văzut toate acele acte și le știm nicăieri nu scrie acolo că armata ar da ceva către asociația non-profit, toate lucrurile care au fost date, au fost date cu titlul de împrumut, asociația non-profit AFC Steaua București nu a deținut nimic și acest lucru a fost confirmat chiar de către președintele acelei asociații Viorel Păunescu, a fost confirmat chiar recent acum câțiva ani, în, într-una din Puținele declarații date pentru presă de către uh, acest personaj Merge mai departe Și s-au transferat toate prin hotărâre de guvern Din nou nu s-a transferat nimic, domnule Becali Nu știu de unde ați scos chestia asta După patru ani, zice Becali, a ajuns datoare Nu mai avea bani, nu mai putea face fotbal de performanță Și au zis, în ghilimele, am găsit pe cineva, Becali, care ne dă bani 1 milion, două, trei Și s-a ajuns la 9,3 milioane de dolari Zice pe Cali că s-a ajuns la 9,3 milioane de dolari. Eu am în față aici tranzacția extrajudiciară prin care a fost înființată societatea comercială Fotbal Club FCSB. Această tranzacție extrajudiciară spune la uh, punctul 3 în termen de 90 de zile, domnul Becali George va cesiona noi societăți înființate toate drepturile de orice fel pe care le are asupra jucătorilor de fotbal din lista anexă, parte integrantă a prezenței tranzacții cu titlu de împrumut. Este foarte important, am început cu punctul 3, nu cu punctul 2 și nu cu punctul 1, pentru că doar punctele 3 și 2 ne interesează, dar punctul 3 da, se referă la o listă de jucători pe care îi aparțineau lui Gigi Becali, Mirel Rădoi, Adrian Neaga, Claudiu Răducanu, Marius Vintilă, Daniel Bolan, Martin Tudor, Falemi Îngasam, Tiberiu Lung, Cătălin Liță, Mihai Neșu, Marius Luca, Valeriu Bordeanu, Eugen Nae, Gheorghe Mihaiță, Daniel Oprița, Orac Daniel, Dumitru Mitriță, Mariana Liuță, Sorin Ghionea, Gabriel Boștină și George Ogărar. Și ăștia erau jucătorii lui Becali. Și mai zice aici, pentru cota de participare de 51% din acțiuni, domnul Becali George renunță la creanța pe care o are față de asociație, respectiv 5,2 milioane de dolari. Deci vedem din nou că Gigi Becali a mințit, nu a ajuns datoria AFC Stele, este, nu știu, asociația AFC Steaua București către el de la 9,3 milioane de dolari a ajuns la 5,2. Asta este o minciună nu știu cât este de importantă, dar este pentru că Gigi Becali practic a uh, uh, dublat datoria. De ce a dublat-o, nu știu. Pentru că probabil că așa, acea datorie a fost de 9,3 milioane de dolari, dar vedeți voi, o parte din ea sigur a fost plătită prin jucătorii care îi aparțineau lui Becali. Dar el nu a spus lucrul ăsta, a, a intenționat, a lăsat acest lucru ca să pară că datoriile au fost mai mari și nu au fost. Deși o datorie de 5,2 milioane de dolari nu este în niciun caz o datorie uh, care să-ți permită ție să pui mâna în ghilimele pe unul dintre marile bunuri ale statului român, adică Clubul Steaua București. Dar să mergem mai departe. Acei generali de atunci ai armatei spuneau și semnau procese verbale în adunări generale și consilii uh, de administrație că Becali împrumută bani și că va primi acțiuni, că se va transforma, societatea, asociația non-profit în, în, în societate pe acțiuni. Altă mare minciună spusă de Becali, conform legii, o asociație non-profit nu se poate transforma în societate pe acțiuni. De altfel, societatea pe acțiuni este fix opusul asociației non-profit, pentru că asociația non-profit este făcută cu scopul de a nu face profit. Ori scopul unei societăți pe acțiuni este fix profitul. Nu se poate întâmpla așa ceva. o... o Asociație non-profit nu se poate pur și simplu transforma în societate pe acțiuni. Asta este o una dintre minciuni. Altă minciune este generalii de atunci a armatei spuneau și semnau procese verbale. Păi dacă domnul Becali are uh, aceste procese verbale și numele acestor generali, el poate să le dea, să le facă publice, să ni le arate nouă, să le arate presei. Nu știu de ce le ține pentru el, nu știu de ce mereu vorbește despre înghilimele generali. Pe noi nu ne interesează de generali, pe noi ne interesează de nume. Vrem să aflăm nume. Cum la începutul textului său a refuzat să spună cine din conducerea statului român uh, încearcă să îl înșele, și acum refuză să ne spună care au fost acei generali care semnau procese verbale și care îi spuneau lui că vor transforma o asociație non-profit. Într-o societate pe acțiuni. Și merge mai departe, și zice Becali. După ce m-au ținut, trei ani au convocat adunarea generală și acea societate mi-a dat acțiuni. Păi noi avem, din nou, uh, tranzacția extrajudiciară în, în față, și vedem că nu i-a dat nicio, uh, nicio societate pe acțiuni, nicio acțiune, ci el, împreună cu Asociația Fotbal Club Steaua București, cu Ion Viorel Păunescu și cu, cu Victor Pițurcă și cum îmi cer scuze, Lucian Becali au înființat o societate pe acțiuni și el a avut 51% din acțiuni pentru că așa au hotărât pentru a putea stinge așa datorie de 5,2 milioane de euro. Atât. Nu scrie nicăieri aici că i-a dat, dat acțiuni. Nu, el a înființat. El și-a luat acțiuni. Da, de la înființarea societății comerciale Fotbal Club FCSB, aceasta, Gigi Becali, a fost acționar majoritar, cu 51% din acțiuni. Nu a existat niciun moment în care altcineva să fie, altcineva mă refer la Asociația Fotbal Club Steaua București, să fie um, acționar majoritar și să îi cedeze. Dar merge mai departe, nu e nicio problemă. Am renunțat la bani ca să iau acțiuni la o societate, la care statul, armata, ministerul, guvernul Adrian Năstase de atunci au semnat că se transformă în societate pe acțiuni. Din nou, să vedem actele semnate de guvernul Năstase, de armată, de minister, de toate, toate cele menționate de pe cali, actele care spun că acea asociație AFC Steaua București s-a transformat în societate pe acțiuni. Noi știm că nu există aceste acte pentru că ne-am uitat peste tranzacția extrajudiciară. AFC Steaua București a fost unul dintre acționarii acestei societăți comerciale fcf Nu putea să fie, dacă AFC se transforma în societate pe acțiuni, vorbim prin absurd acum, nu putea să fie și acționar în același timp la această uh, nouă societate pe acțiuni. Dacă s-ar fi transfer, transformat în societate pe acțiuni, Becali ar fi devenit acționar la... Noua societate pe acțiuni și AFC Steaua București n-a mai fost. Pentru că s-a transformat în societate pe acțiuni și Becaliu era acum acționar. Dar din nou, Armata, Ministerul, Statul, Guvernul Năstase au semnat. Iarăși, Becali spune ce, a făcut, ce au făcut presupuși oameni de la conducerea statului, dar nu spune ce oameni. Ne spune, vorbește de semnături, dar nu ne arată semnăturile. Să ne arate semnăturile, să scoate actele și să ne arate semnăturile. Încheie această, uh, acest paragraf spunând eu așa știu că am făcut. Păi nu mă nu interesează cum știi tu că ai făcut. Arată-mi dovada că ceea ce spui tu este corect. Eu nu mă interesează că tu visezi acum că ai făcut așa. Nu înseamnă nu că așa s-a întâmplat. Arată-ne actele. Vine statul român, zice pe Becali mai departe, după 20 de ani și îmi spune, știi mă ceva, eu ți-am dat ție o echipă steaua. Statul român nu a spus niciodată așa ceva, nu cred că statul român a spus orată, eu ți-am dat ție o echipă steaua, care e continuatoare. Merge mai departe pe care și zice, zice, că statul i-a spus lui, au semnat și guvern și miniștri și toată lumea și ai dat bani, dar acum uite care e treaba, noi nu ți-am dat o te-am păcălit pe tine, nu ți-am dat steaua, noi îți luăm steaua și facem noi altă steaua. Nu, Nicăieri. În primul rând, că nimeni din conducerea statului român nu i-a spus chestia asta și niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Dacă Becali a cumpărat Steaua București, să arate actul prin care a cumpărat Steaua București. Dacă cineva i-a dat lui Steaua București, să arate actul prin care cineva, oricine i-a dat Steaua București. Dacă cineva l-a păcălit, să se ducă Gigi Becali și să facă o plângere la poliție. Este atât de simplu. Merge mai departe Becali și zice, noi îți luăm steaua și facem noi altă. Domnul Becali, dacă cineva va a luat steaua cu forța, asta înseamnă că va a furat. Mergeți liniștit la poliție, faceți plângere împotriva acestui hoț. Faceți plângere împotriva acestui hoț și să vedem ce o să se întâmple. Nu mai stați pe la televiziuni și prin presă și mai așa, mai departe să, ne... să vă tot plângeți că cineva v-a furat. Mergeți și faceți plângere la poliție. Că așa este cel mai corect. Dacă aveți dreptate, dacă nu aveți dreptate, puteți să stați în continuare și să mințiți în presă. Uh, merge pe mai departe și zice, noi trebuie să o luăm de la capăt că nu putem să facem fotbal profesionist. Cine v-a spus dumneavoastră că nu poate Steaua să facă fotbal profesionist, domnul Becali? Steaua București este un club profesionist și dacă nu credeți, puteți să mergeți la FRF și să întrebați dacă Steaua a înregistrat contractele de profesioniști ale fotbaliștilor săi acolo. Cu siguranță domnul Burleanu vă va confirma că acele contracte de fotbaliști profesioniști au fost înregistrate de clubul Steaua la Federația Română de Fotbal. Veți vedea acolo contractul lui Chipirliu, al lui Vârtej, al, chiar poate și contractul lui Oprița. Nu știu dacă contractele antrenorilor sunt uh, uh, înregistrate, dar poate că o să-l vedeți și pe, pe ăla. Ideea este că o să vedeți acele contacte și o să vă convingeți că Steaua face fotbal profesionist. Deci eu vă întreb din nou, cine v-a mințit că Steaua nu face fotbal profesionist? Și încheie Becali, păi de ce mi-ați dat-o atunci? Cine v-a dat domnul Becali Steaua? Nu, nu v-a dat-o nimeni. Dumneavoastră mințiți acum, dumneavoastră veniți cu aceste întrebări, cu aceste presupuse dialoguri care nu au avut niciodată loc ca să induceți oamenii în eroare, ca să faceți în continuare propagandă. Mergem mai departe, Gigi Becali și zice Am plătit 2 milioane de euro impozite numai pe stadion Impozit pe clădirea stadionului Pe clădirile lor am plătit Escrocheria statului român Domnul Becali nu a fost escrocheria Dacă ați plătit 2 milioane de euro impozit pe stadion Ați plătit pentru că ați folosit acel stadion Și pentru că ați avut de câștigat de pe urma acelui stadion Pentru că dacă n-ați fi folosit acel stadion a, N-ați fi câștigat banii din Champions League, de exemplu, din menciurile de Champions League care au avut loc pe acel stadion. Și mai mult, domnul pe care nu știu dacă vă aduceți aminte, dar nimeni nu v-a forțat să folosiți stadionul Steaua. Dumneavoastră ați mers și ați cerut să folosiți stadionul Steaua, ați intrat în negocieri cu clubul Steaua și ați acceptat contractul înaintat de clubul Steaua, contractul de închiriere. Dacă în acel contract scria că trebuie să plătiți 2 milioane de euro impozite pentru stadion? Păi dumneavoastră ați acceptat acele clauze. Nu v-a forțat nimeni mână. Nu v-a ținut nimeni niciun pistol la cap. De ce vorbiți despre escrocheria statului român? Nu a existat nicio escrocherie acolo. Escrocheria este ceea ce încercați dumneavoastră să faceți, trecând peste niște decizii date de instanțele judecătorești și mințind în 2024 și spunând că clubul dumneavoastră este Steaua, deși clubul dumneavoastră nu a fost niciodată Steaua București. În încheiere pe care a zis așa, ei funcționează ca unitate militară, cum să angajează africani și străini la unitate militară, nu știu, nu înțeleg, întreb și eu. Uh, nu, Steaua București nu funcționează ca o unitate militară, clubul Steaua București este un club sportiv profesionist și își angajează sportivi exact cum o face orice alt club sportiv profesionist dacă este încadrat și ca unitate militară, aia nu contează. Pentru că Steaua București este un club profesionist. Da, din păcate, acestea sunt minciunile lui Gigi Becali, sunt minciuni pe care le-am mai tot auzit. Marea problemă, v-am spus, este că presa nu se ferește să le publice. Este penibil, este jenant să tot vezi aceste minciuni repetate Deși ele au fost demonstrate ca fiind minciuni, deși nu, Becali nu are nici măcar o dovadă care să susțină prostiile pe care le spune. Nimeni nu vine să îl contrazică, din nou, dintre cei din presă, deși ei știu că el minte. Toți acești indivizi publică minciunile lui Becali pentru a face propagandă pentru FCSB, pentru a spăla creierele cititorilor de presă din România, pentru că există foarte mulți oameni în România care citesc presa. Da? Ei încearcă să-și obțină informații și uh, nu, nu, ca, nu știu că sunt dezinformați. Iau aceste informații drept ok, drept bune. Sunt foarte puțini oameni care uh, caută să vadă dacă chiar e adevărat ce spune pe cale. Și din acest motiv, imaginea clubului Steaua are de suferit. Și nu numai imaginea clubului Steaua, ci și imaginea statului român, despre care Gigi Becali spune că încearcă să-l înșele. Spune că încearcă să-i fure echipa. Cine i-a furat ce? De ce nu se duce Gigi Becali să facă o plângere la poliție dacă cineva i-a furat lui ceva? No, acestea sunt minciuni. Sunt minciuni ale lui Gigi Becali, sunt minciuni ale celor din presă, ale sclavilor săi din presă, pentru că altfel cum să-i numești pe acești oameni care pur și simplu își bat joc de meseria de ziarist. Știind că prin Constituție, mijloacele de eh, informare, mijloacele mass media sunt obligate să informeze corect, acești oameni fac fix invers, dezinformează oameni. Ar fi păcat să se ajungă și în România să avem fact-checkeri Adică fiecare articol și fiecare uh, lucru publicat să fie însoțit de explicații. Dar, din păcate, se pare că avem nevoie, noi chiar avem nevoie de astfel de lucruri. Noi chiar avem nevoie pentru că presa din România dezinformează la greu, la greu. Publică articole mincinoase, publică minciuni, publică uh, sferturi de adevăr. Nici, nici măcar sferturi, chiar mai puțin, omite să spună uh, lucruri. Nu, e foarte, e trist. E trist că în 2024 încă mai avem astfel de articole. Stau și mă uit acum la acest articol de pe B1TV și îmi lasă un gust amar, îmi vine pur și simplu greață uitându-mă aici. Uh, de atâta timp există acest scandal între Steaua și FCFCSB, sunt cunoscute atât de multe detalii despre tot ce s-a întâmplat și cu toate acestea, acești ziariști infecți, acești sclavi nenorociți, refuză să pună întrebări, dar și să spună adevărul. În 2024 ei repetă aceleași minciuni pe care le repetau în 2014 sau 2015. E penibil. Am făcut acest videoclip ca să prezint adevărul, o să văd dacă Becali, adică nu, când Becali o să apară cu noi minciuni, o să mai fac un videoclip și tot așa. Pentru că nu este greu să demonstrez că Becali minte, este chiar foarte ușor și dacă cei din presă nu vor să o facă, cum am spus chiar la început, o să o facem noi. Vă mulțumesc fraților că ați fost aici alături de mine. Forța stea!